Eu vreau să vă felicit cu ziua orașului nostru. Eu am o întrebare. Eu am făcut tot ce am promis până ziua de azi. Ura! Eu vă promit că în curând fiecare orhian va fi cel mai bogat om din țara noastră. Și fiecare orhian va avea încredere în ziua de mâine. Mulțumim mult! Cu sărbătoarea! Ura! Te cheamă Elan Șor. Da. Asta ați văzut deodată în secla asta? Nu, am citit în lista Interpolului. Hai, spune ce vrei. Da. În primul rând, întrebare care pe mine mă doare foarte tare. Jasmin, mă schimbă? Nu. Dar de ce? Eu încă cred că ești primar. Dar eu chiar râs primar. Vezi, chiar și tu crezi. Numai că eu cred că tu încă ești primar de Monaco. Lasă că jumătate de ori ei cred că eu sunt primar de Monaco. Dar cum altă întrebare, mai complicată. Pot să mă întorc în țară? Hai să vedem. Da. Și ce să mai vede acolo în steclă? Văd cum aterizez la aeroport. Și văd multă lume. Toți orhienii mei și susținătorii mei! Și văd cum ai la mâini niște brățări groase. Brățările mele de aur și ceasurile Rolex. Și o lumină, așa o luminiță, așa îți bate în față. Luminiță? Luminița asta înseamnă că este speranța care se vede, da? Ilan, oamenii de la aeroport e poliția. Brățările scătușile, dar luminița pe care o vezi e becul pe care o să-l vezi din celula ta de închisoare. Nu-mi place. Dar mai bine să nu mă întorc, da? Mai bine să te întorci. Dar există vreo posibilitate să mă întorc și să nu stau închis? Hai să ne uităm. Bani mai ai? Dacă trebuie, mai găsim. Uite, ești primar de Cantemir, vrei să știi? Primar de Cantemir? Da! Ura! Facem a doilea mânac acolo! Sfârșitul e același. Nu, eu la pușcărie nu vreau să mă duc. Eu mă întorc în Moldova, dar nu mă în cazul în care mă pune pe mine președinte de țară. Gata, rezolvat. Poți să te întorci. Și să fiu președinte? Serios? Doamne, de ce nu pot să mânjesc? Clar că nu. Dar cum altfel să te conving să te întorci în țară? Nu vreau să mă întorc. Avem încă 2 minute. Ce vrei să mai afli? Marina Tauber, ce faci? Se descurcă în Parlament acolo? Se descurcă. Ea ca în sfârșit și-a dat seama cum îți deschide ușa ca să intre la ședință. Sărmănică, nici ea nu-i tare strălușită. Dar mai are bani? Mai are, e că și-a vândut 3 iPhone din cele 18. Și cum să armenică acum trăiește cu 15 iPhone? Doamne, ferește și apără. Poate să-i trimit ceva de la Israel, poate are nevoie. Da. Ce? Salutări. Vai. Dar de ce se întâmplă tocmai mie toate problemele acestea? Ilan, ai amăgit un popor întreg. Ai furat miliardul. Ai încălcat toate legile existente. Dar și pe cele inexistente tot le-ai încălcat. Și ai fugit din țară. Nu, asta mai mult a fost retoric vopros. Nu, scuze. Bun. Și ultima întrebare. Dar cum m-ai găsit aici, în Israel? Ilan, toată lumea știe unde ești. Numai că stoi în oglă, nu vrei să te închidă. Stai în oglă. Aici este prieten adevărat.